Oamenii se bucură foarte tare că au dobândit această libertate a muncii de acasă și nu vor renunța ușor la treaba asta, astfel că, din punctul meu de vedere, cel puțin în industriile unde competiția pe resurse umane este foarte mare, oamenii vor dicta tendințele și oamenii vor muncă 100% remote sau hibridă. Deci, eu mă aștept ca foarte multe organizații să înceapă să-și facă o remodelare a spațiilor de lucru, care să nu mai fie în primul rând open office-uri precum o hală, că așa sunt. Open office-urile sunt hală de producție pentru oameni cu cămăși albe, nu cu gulere albastre. Da? Oamenii practic sunt freelanceri astăzi, lucrează exact ca în freelancing, dar sunt angajați unei companii și câștigă mai puțin decât ar câștiga în freelance. Brandul de angajator este cel puțin la fel de important ca brandul comercial, ca marca produselor și serviciilor pe care le vinzi. Și atunci importanța acestei funcții trebuie recunoscută încă de la C-level, de la directorul general și proprietar. Uso și oamenii de HR s-au cam speriat când le-am spus: vedeți că voi sunteți în vânzări, voi vindeți joburi și organizații către oameni, trebuie să-i faceți să cumpere, să semneze și să-și dorească să rămână clienții interne ai acelei organizații. În propunerea asta de valoare de la organizații așteaptă mai multă flexibilitate, așteaptă planuri de dezvoltare reală pentru ei, așteaptă provocări profesionale care să fie suficient de puternice, dar să fie totuși tangibile, adică cerem să fac lucruri importante, dar nu imposibile. Ceea ce se întâmplă astăzi este că oamenii, chiar dacă sunt încă în interiorul organizațiilor, foarte mulți dintre ei și-au dat demisia morală. Sunt cu mintea deja în altă parte. Studiază piața, caută. Eu primesc sute de mesaje săptămânal de la tot felul de oameni pe care îi cunosc sau nu-i cunosc, care mă contactează în general pe LinkedIn și mă întreabă: ce firme ne recomanzi? Unde crezi că e mai bine să mergem? Unde o să ne fie bine? Și, din păcate, mi-este destul de greu să le dau recomandări foarte ample. Oamenii caută, oamenii așteaptă propunere valoroasă din partea unor organizații moderne și sănătoase la cap. Nu sunt foarte multe, ceea ce mie mi se pare, pe de o parte, grav, pe de altă parte, o uriașă oportunitate. Cine înțelege că trebuie să-și schimbe mentalitatea și să poată să le ofere oamenilor ceea ce ei așteaptă într-un schimb mai complex, în care valoarea se creează împreună, într-un parteneriat pe care îl faci cu oamenii, acele organizații vor avea de câștigat, vor culege cei mai buni oameni de pe piață. Companiile vor trebui să formuleze o ofertă financiară decentă, dar dacă nu reușesc să adauge la asta o mulțime de elemente de valoare care țin de cultura organizațională, de relațiile dintre oameni, de învățare, de dezvoltare a oamenilor, de mentorat, de capacitatea de a le pune la dispoziție lideri care să-i crească, care să-i inspire, care să-i ajute să se dezvolte, nu vor reuși să facă tranzacția.